Domn Munteanu, lasă-o pe Rodica, povestește. Ce treabă ai cu autoritățile? Iar protestezi, nu le poți convinge cu Ghenișorul. La noi, în Nisporeni, s-au alocat 48 de milioane de lei pentru satele Grozești, Vărzărești și Nisporeni, pentru sistemul de canalizare. Bun! Banii eu utilizat, eu nu știu unde, nu pot să spun. Eu, noi, am rămas fără canalizare și suntem obligați din pricina unor funcționari să încălcăm legea. Cum? Și eu n-am înțeles. Cum încălcați legea fără canalizare? Păi trebuie de aruncat zoile prin diferite gropi, eu știu, prin grădini, dar păi apele astea reziduale se duc în râulețele subterane și pe urmă nimeresc prin fântâni și tot noi o consumăm. Asta otrăvită, da. Intoxicată și tot așa. Acum eu, în legătură cu asta, am protestat în fața primăriei. Dar care e nemulțumirea mea tale? Că s-au dat bani în sate și nu au rămas în centru raional? Dar nu numai în centru raional. Și chiar și în satele astea care le-am nominalizat eu, Grozești, Vărzărești, tot nu au canalizare. Și nici în Nisporeni. Păi de asta și-au alocat banii ca să construiască, nu? Da. Eu am început să spun că am protestat în fața primăriei tot în legătură cu canalizarea. A ieșit primarul la discuții și el are studii juridice, a învățat în Lugoș, România. Wow. Și mă filma și spune că eu am să depun o petiție pe matale că perturbez ordinea publică. Zic, măcar și la procuratură. Și dânsul îmi spune mie aici că apă mă ta cunoști legile. Zic, eu nu le cunosc, că eu n-am învățat în Lugoș, România. Și pe urmă m-ai adăugat că mă tare spui că ești orb, dar realitatea e cu totul alta. Adică eu mai fac că nu văd. Zic, domnule, ești organizează, finanțează și mă duc la cel mai performant aparat din lume. Și dacă ar zici că măcar simt lumina cu ochii, eu pun capul la trunchi. Îs gata. Că eu sunt foarte sincer. Și după aia am acumulat toate actele. Întâi și întâi m-am adresat la Consiliul Raional. Dânsul i-a remis petiția mea la administrația publică locală să o examineze. Am primit răspuns, încă asta a fost anul trecut când m-am adresat eu. Am primit răspuns că în primăvară veți fi conectat. O trecut primăvara și jumătate de vară și iar m-am adresat la apărătorul meu, dânsul i-a mai scris o scrisoare de prevenire și iarăși am un răspuns că în legătură cu COVID-ul ăsta, cu pandemia, nu putem efectua lucrările. Pe când? În centrul raional. Mergeau lucrările în toi. Nu știu pe cine acolo au conectat, ce au făcut, le-au făcut trotuare și am pus dosarul pe rol, în instanța de judecat. Și am cerut să-i oblige pe cei din administrația publică locală. Și în cererea mea am menționat că am să merg pe trepte până voi ajunge la Curtea Europeană. Că eu nu cred că să fie vreun stat al lumii care să fie pentru otrăvirea sau intoxicarea apelor subterane. De acord. Și pe data primarul, nu acum ți-o spus, încă acum un an îți spunea că n-ai voie stulburi liniștea publică, da? Studii de drept făcute la Lugoș. Nu, anul ăsta, aproximativ prin luna iunie, sfârșit de mai, început de iunie, cam pe aici, plus minus. Și dacă ai văzut căldoare, te-ai dus și ai mai tulburat odată liniștea, protestând. Protestând și mai am de gând să mai duc încă o dată, tot până el a zis că nu dau pașă la angajații primăriei să lucreze. Dar zic și eu condeiul de mână, domnule. Coți că eu cu trompeta asta a mea, coți că îi scot din sărit într-o fel. Zic, dar câte automobile, camazuri trec pe aici, au niște sirene, că țipă mai tare ca vuvuzela asta a mea.
Și chiar dacă deranjează libertatea de exprimare și dreptul la întrunire, trebuie să fie tolerate, acceptate într-o societate democratică, pentru că sunt fundamentul democrației, fundamentul drepturilor omului. Fără de asta, n-are rost să declarăm stat de drept, să declarăm țară europeană. Apoi ia ca tocmai de asta, tocmai de asta el ne-a zis că eu cunosc legile, că zic, este articolul 32 alineatul 1 din Constituție, la libera exprimare. Zic, eu n-am aruncat cu pietre, cu bastoane de cauciuc, eu am protestat în mod pașnic. Bravo! Și deocamdată niciun efect. Dar mă, ta nu locuiești în centru raional, ești într-un sat? În centru raional. Am înțeles. Drept în Nisporeni. Dar au stații de epurare sau doar colectează rezidurile și le duc oricum în râu? Asta eu nu pot să spun, că era acolo o stație de purificare, dar din alte informații, surse demn de încredere, acolo din timpurile sovietice, trebuie reparații, trebuie... Și pe data de 3, luna 11, adică noiembrie, luna curentă, am avut ședință de judecată. Și nu s-a prezentat juristul de la administrația publică locală. Am un judecător, eu mai dat răgaz apărătorului meu să mai acumuleze probe. Cine-i conectat, cine nu-i conectat, să aplice și legea discriminării. Dar și vreau eu să mai adaug aici, că aici este un proiect pe vreo 5-6 străzi. Dar eu locuiesc la colț și de la mine și până la țava centrală nu sunt nici 100 de metri. Și el numai pe mine nu mă poate conecta. Dar va fi nevoit. Eu nu știu cum a face, în ce fel, ce pârghii va aplica, treaba lui. Și pe data de 15, luna 9, septembrie, adică am avut audiență la domnul prim-ministru Ion Chicu, tot în legătură cu canalizarea. Și dânsul, eu l-am rugat în mod insistent, zic, veniți la Nisporeni, dar prin neașteptate. Așa și-a făcut. Când aproape se apropie de Nisporeni, că eu chiar l-am chemat la fața locului să-i demonstrez, să vadă, să fotografieze. Și dânsul, adică dinainte m-a contactat, eu nu știu, subaltern sau din bodyguards, idei nu am. O zic, domn Grigore, dânsul se grăbește la Hâncești și o zic, veniți la Consiliul Raional. O îngrămădit toți călăii acolo, în blau ca muștile. Și unul nu-i mai divulg eu numele, că să nu fie o discriminare, ci chiar ca de pricina lui aici, au sculat toți Nisporenii în picioare. Iată, cam asta e situația. Și de-am aștept... Păi las că eu sculat în picioare, dar eu pus la treabă, s-o confirmat și spune-i mă ta sau vine degeaba, Chicu? Nu. Dânsul a dat indicații sau ordin, cum să-i mai zic, o zic că vedeți cât e de posibil tehnic și financiar, și să fie omul ăsta conectat. Am eu zic, domnul Ion, zic, vă răspund eu, zic, tehnic e posibil, dar financiar nu sunt la curent, că doar știți că este economie, tenebră, diferite scheme, zic, știți mai bine ca mine ce să facem ceva de asta. Și iată așa au rămas de atunci, că este vreo lună de când a fost prim-ministru încoace, niciun fel de sunet, nicio informație într-un cuvânt doar. Și acum aștept de-am pe data de 3, luna 12, 3 decembrie, adică urmează să aibă loc iar ședința de judecată. Și eu cred că dacă nu s-a prezentat de 2-3 ori, instanța de judecată va lua o decizie și fără dânși. Așa ar trebui, da? Dar eu am mai avut așa cazuri și nu s-au prezentat, înseamnă că sunt vinovat. Și voi vedea. Dar mă, ta ești activist de mediu, de ecologie. Poate te invităm în Partidul Verde. Dar nu numai. Ne aperi dreptul la mediu sănătos. Eu nu numai de evul mediu. Eu sunt activist în orice domeniu unde se încalcă. Că vedeți ce se întâmplă în ziua de azi. Mai ales înaintea alegerilor. Foarte mulți promit și dânșii uite. Dar eu le aduc aminte. Dar cum le aduc aminte? Eu vuzie la mână și proteste. Bravo. Și
Mi-a scăpat ceva să spun. O depus petiții primarul pe mine la poliție și, după cum am spus, perturbează ordinea publică. A venit șeful de post, m-a audiat și eu zic, domnul Ion, că l-am întrebat cum se numește, zic, și cum ați fiu pedepsit? Și dânsul, văd că am găsit noi o hotărâre, o vedea noi, da. După câte... După mărturiile care le-am dat, eu le-am declarat, adică nu văd nicio încălcare, nu. Și n-am mai primit niciun răspuns nici de acolo. Cred că s-au încheiat toate acestea. Cred eu. De da, cred, fel... și, cred și eu. Nu m-ar mira poliția noastră să aplice amenzi și acolo unde nu-i cazul, dar în mod normal ar trebui să trimită primarul la plimbare, să mai înveți o leacă de drept, nu numai la Lugoș, dar și la... Chișinău, sau la Nisporeni, unde e el. Dar la ce partid e primarul ăsta? Apoi asta e și treaba că a fost la Partidul Liberal al lui Ghimpu și mă convinge pe mine că Partidul Democrat sunt niște hoți și bandiți și nu știu ce, dar eu sunt sincer din totdeauna. Eu pe circumscriții l-am votat pe Vlad Plahotniuc, dar partidul nu. Pentru că eu am vomă când îl aud pe Deacu, Gumă era pe acolo. Sunt mai mult. Și niciodată nu mi-am dorit să fie majoritate în Parlament, ca să primește dictatură. Că eu mi-amintesc și era pe timpul lui Voronin. Dar pe lui Plahotniuc nici majoritate nu-i trebuie în Parlament. El controla atât cu mafie. Și te-ai apucat mă ta să votezi așa mafiot? Sau de atâta că e de la Nisporeni? Păi da, aici la Nisporeni, pe timpul cererea pe circumscripții, nici nu aveai pe cine vota. Și eram sigur că nimeni nu va trece. Da, pe iau-te Terguță candidat, de exemplu. Și nu-i bun jurnalist. Da, eu nu știu el o candidat atunci, Terguță. Da, a concurat cu Plahotniuc, da. Iată, nu sunt la curent. Ei, dar eu eram sigur că ori să dau votul la așa, la ori la asta, asta e indiferent. Da, dar ia ca Plahotniuc, cum controla el, așa cum era Plahotniuc, dar tăța ăștia, Platon, Filat și alții de-al de dânși, erau izolați. Am înțeles că lui Bulgaru, pe poreclă Caramalac, i-au clasat dosarele, dar cât era el? Tăți erau la locul lor. Ei, la locul lor. L-au băgat cu dosare fabricate sau cu procese simulate. Ai vrea să te bage sau să mă bage și pe mine așa la pușcării cu... proces mimat, trebuie să fie conform legii, cam și lui Platon și lui Filat le-au dat drumul că li s-au încălcat drepturile. Că nu așa trebuie băgat la pușcării, trebuie băgat cu dovezi, ca lumea. Nu mai poate ieși de grabă de acolo. Sunt de acord, dar Caramalac nu are el încă, ca ăsta e șeful pe lumea interlopă și el e îngruparea sau... Nu știu, nici măta nu prea cred că știi mare lucru despre Caramalac, ne dăm cu părere așa, din auzit. Nu, dar păi din presă eu tot am auzit. Chiar este Euronews și eu ascult adesea. Mă îndoiesc că Euronews vorbește despre Caramalac. Pe timpuri au vorbit. Da, mă îndoiesc. Ok. Bun, mulțumesc, m-am bucurat să te văd pe Skype. Ținem legătura și mai vorbim. Eu am înregistrat ce ai spus mă ta până acum și public, dacă îmi dai voie. Și tot așa când mai ai vreun protest, ceva, transmit în direct de acolo. Și nu că îți dau voie, dar eu insist încă. Și lasă, știi, domnul primar, că el să nu creadă că el îi cine știe ce, și adică el mă amenință în diferite moduri. Că mi-a mai transmis cineva, adică îi cunoscut cu dânsul, dar și cu mine. Că eu lui Chioru și ala însă îi închid gura. Dacă cumva îi mai avea convorbiri, zic să-i spui, să zic că bă, dar prostii că eu nu-s Chior, dar eu sunt orb. Că dacă eram Chior, îl ținem chiar și pe Caramalac sub călcâi. Și pe Plahotniuc și pe toți ăștia. Dar așa bun. Sunt, aici ce sunt. Nu pot face nimic. Chiar bun, să vreau să, mulțumesc chiar să vreau să fur ceva ca dâns și eu nu pot. De nu trebuie seama. De furat că e ilegal, nu doar imoral sau... Pericul. Eu zic chiar să vreau. Ilegal. Chiar să vreau, dar eu asta nu mi-am dorit de când zis eu. Eu pe furt cea mai mare boală. Corect. Sper să rămâi așa onest și poate să vină vremea să facem împreună politică. Verde, ecologistă, nu de evul mediu, cum ai înțeles mă ta greșit, ci pentru protecția mediului înconjurător.
Nu, să sperăm, dar. Sănătate. Eu arăt zic o zi bună și la revedere. La revedere.